Toți ofițerii specializați în domeniul pirotehnic din întreaga țară s-au adunat pentru două zile la Buzău. Ieri s-a făcut schimb de experiență, iar azi, la finalul pregătirilor, au avut parte și de prezentarea celui mai nou și sigur costum de protecție. Județul nostru a fost gazda unui curs de pregătire a tuturor ofițerilor specialiști în domeniul pirotehnic la toate județele din țară. S-a desfășurat pe perioada 19-21. Din păcate, nu a reușit să facem și distrugerea datorită condițiilor atmosferice, dar am făcut celelalte activități de pregătire, de testare, respectiv de prezentare în momentul de față a unei tehnici care poate fi folosită în acest domeniu. Costumul de protecție în domeniul pirotehnic este fabricat în Germania și a fost folosit deja cu succes în țările vestice. De astfel de echipamente care oferă o siguranță mult mai mare la intervenții ar avea nevoie și pompierii buzoeni, mai ales că județul nostru este cunoscut pentru numărul mare de proiectile rămase din al doilea război mondial. Un echipament de protecție pirotehnică pentru specialiștii pirotehniști este un echipament produs în Germania. Este un echipament de top, este o ținută care a fost testată de curând de către Bundeswehr în Germania și am dorit foarte mult ca să devină o ținută standard și pentru forțele din România. Cursul pirotehniștilor trebuia să se finalizeze cu distrugerea a sute de proiectile care provin din al doilea război mondial și care au fost descoperite în acest an pe câmpurile din județul Buzău. Vremea a împiedicat însă desfășurarea acestei etape. Urmează ca în perioada următoare, în funcție de condițiile atmosferice, care sperăm să ne permită să facem distrugerea la nivelul județului a cantității, nu neapărat foarte mare, în jur de 138 de proiectile de diferite calibre, de la 20 de mm până la 152. Prețul unui astfel de costum de protecție nu a fost făcut public, însă deocamdată Inspectoratul pentru Situații de Urgență nu dispune de fondurile necesare achiziționării unui astfel de echipament.